Și pentru că știu că îți plac ghicitorile, îți propun să asculți și Ghicitori să despre ghicești niște iarnă. ghicitori despre Ghicitoarea iarnă. mea. Hai să începem! Flori de gheață la fereastră, focul trosnește în vatră, copiii se joacă pe deal, că derdelușul s-a alpit. Ce anotimp a sosit? Iarnă! Pe fereastră prinde flori și în obraj lasă bujori. Gerul, stele reci și argintii, cad iarna din nori, copii. Fulgi de nea, moale albă și pufoasă, pentru câmp e haină groasă. Zăpada stă afară lângă pom, pare om, dar nu e om. Iar când soarele apare, nu mai vezi, că el dispare. Omul de zăpadă. Veșnic verde și arătos, stă voinicul cel țepos. Cu beteală, globuri mii, în împodobim copii. Pradul are tălpile lucioase, late și alunecoase. De te uși pe ea călare, prins viteză, frățioare. Sania îl aduce în spor pe moș să ajungă la noi pe coș. Renul lin sosește în odaie și înghetuțele curate încep iute să se arate, daruri multe îmbelșugate. Moș Nicolae intră pe hor noaptea cântor. Cine-i oare moșul bun ce dă cadouri de Crăciun? Moș Crăciun! Moș Nicolae intră pe hor noaptea cântor. Cine-i oare moșul bun ce dă cadouri de Crăciun? Moș Crăciun! Bravo! Sunt sigură că ai fost isteț și ai ghicit toate ghicitorile pe care ți le-am propus eu. În continuare, să vorbim despre băiețelul care a făcut un om de zăpadă. Îți propun să rezolvi o problemă. Deschide caietul de matematică, scrie data și tema la distanță, apoi ascultă atent. Grădina în care se juca băiatul are lungimea de 18 metri și lățimea de 7 metri. Și eu am desenat mai jos o grădină în formă dreptunghiulară. Lungimea 18 metri, lățimea 7 metri. Observ că dreptunghiul are 4 lungimi, 2 de 18 metri și altele 2 egale de 7 metri. Întrebarea este, ce lungime are gardul din jurul grădinii? Rezolvă și află, nu uita să scrii și unitățile de măsură. Apoi, băiatul a văzut că omului de zăpadă îi este cam frig și a hotărât să-i aducă un fular. Fularul lui avea o lungime de o treime de 9 metri, iar fularul surorii avea lungime de un sfert din 4 metri. Băiatul a calculat care este cel mai lung fular și pe ăla l-a luat. Încă a mai calculat cu cât este mai lung un fular decât altul. Poți și tu face calculele acestea? Sigur că poți! Întâi afli ce lungime are fularul băiatului, o treime, ții minte, a treia parte dintr-un întreg, adică împarți la trei. Iar un sfert înseamnă, spune tu, așa, împărțit la patru. Vezi ce lungime au fularul băiatului și a surorii, vezi care e mai lung și compară cu cât e mai lung. Chiar ieri am comparat și am zis, pentru a compara, utilizăm operația de scădere. Lucrează! Așa, continuăm. Băiatul a văzut animalele care s-au adunat în jurul omului de zăpadă. Știe că ele își găsesc greu hrană iarnă, de aceea
aceea a adus două farfurii. În fiecare farfurie sunt 4 morcovi și 3 varze. Întrebarea este, câte legume sunt în 2 farfurii? Citește atent încă o dată problema și rezolvă-o, alegând metoda convenită care îți convine ție. Bravo! După atâtea probleme rezolvate, este bravo! Zic că merită după ce ai lucrat atâta să te mai odihnești desenând. Iar eu numai decât vreau să văd desenele voastre și să mă bucur împreună cu voi. La revedere! Până mâine!